Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre amprenta astrală a lunii ianuarie 2021. Nu uitați să ascultați cele patru părți cu cele mai importante previziuni ale anului 2021 pe fiecare zodie în parte, existente deja acum pe YouTube, ca să înțelegeți mai bine și să puteți face conexiunile mai ușor. Oricum, la fiecare zodie, acum, voi mai face completări pentru anul 2021 la modul general, mai exact cu ce am lăsat pe plan secund în primele materiale. Evenimentele astronomice și astrologice importante le găsiți tot în primele părți ale previziunilor pentru anul viitor, deja existente pe canalul meu YouTube, așa că nu mai insist pe ele. Acum, la cererea multora dintre voi, am să vă dau zilele din ianuarie în care puteți face cu succes operații chirurgicale și sunt valabile pentru toate semnele zodiacale. 1 și 2 ianuarie puteți să faceți operații ce țin de inimă, aortă, circulație sanguină, tensiune arterială. 3 și 4 ianuarie puteți face operații ce țin de pancreas, intestinele mici și tractul digestiv. 5 și 6, operații la rinichi, uretră, piele și aparat urinar. 7 și 8 ianuarie, operații cu succes la organele genitale și prostată. 9, 10 și 11 ianuarie, la ficat, șolduri sau coapse. 12 ianuarie, puteți să vă operați la genunchi, piele, păr și coloana vertebrală. Acum, între 13 și 28 ianuarie inclusiv, este interzisă orice fel de operație chirurgicală. Pe 29 ianuarie, când luna o să fie în leu, puteți să vă operați la inimă, aortă, circulație venoasă în general. Și pe 30 și 31 ianuarie, iarăși este bine pentru operații în domeniile pancreas, intestin mic, tractul digestiv. Trebuie să vă reamintesc că astrologia este o știință, dragii mei. Nu este ghicit în cafea sau în cărți. Este un ajutor spre a ne arăta ce avem de făcut în viață. Ce cale trebuie să urmăm ca să fim în deplin acord cu divinitatea sau cu ce ne este nouă hărăzit. Astrologia este cel mai bun ghid de viață lăsat de către univers omului de la naștere până la moarte. Haideți acum să vorbim despre amprenta astrală a lunii ianuarie pentru fiecare zodie în parte. Să vorbim despre vărsător și cei cu ascendent în vărsător. Anul 2021 va rezona mult mai bine cu tine decât cei de până acum pentru că energia vărsătorului predomină ca și eră. În viața de familie, cineva mai în vârstă va fi bolnav și te va preocupa peste măsură. Cele mai bune auspicii în 2021 au studenții și cei care vor să studieze, să se specializeze în ceva. Capitolul de dragoste va fi de asemenea bine aspectat cu întărirea relației de cuplu și armonizarea ei, dacă nu te lași pradă tentațiilor exterioare. Partea de sănătate va avea de suferit din cauza problemelor de stomac, dureri și probleme pe stres. Viața de familie. Nodul Nord va fi în casa ta 4, cam tot anul. Ceva din viața de familie se va schimba, fie te relochezi, fie pleci undeva în străinătate, fie vei fi foarte ocupat ca să mai acorzi timp vieții de familie. Cineva din familie, un frate, o soră, așteaptă un ajutor din partea ta și ar fi bine să îl dai. Dacă sunteți căsătoriți într-o relație stabilă, veți avea de câștigat de pe urma soțului sau soției, mai ales în luna ianuarie. Dar în lunile aprilie și mai, partenerul o să vă dea ceva bătăi de cap. În iulie și august, certurile cu partenerul sunt la ordinea zilei. Așa că încearcă să mai lași de la tine dacă poți, pentru că am siguranța că ți-ai ales un partener cu care nu ești compatibil. Mai mult și mai bine vor sta cei singuri. Pe sănătate. Vei avea probleme cu aciditatea stomacului, cu dureri de picioare, de oase și vei răci destul de des.
trebuie să-ți analizezi alimentația, deoarece orice mic indiciu trebuie luat în serios și acționat înspre remediere. Între aprilie și septembrie este cea mai proastă perioadă pe sănătate. Ca remediu, te sfătuiesc să mănânci plante care stabilizează metabolismul, adică salvia, feniculul, sau măcar pune rudraksha pe mâna dreaptă. Și în ziua de sâmbătă se spune că este bine să oferi un bol de făină rudelor. Eu vă sfătuiesc să vă faceți o astrogramă medicală, cea care se face exact ca o astrogramă personalizată după dată și oră de naștere, dar vorbește doar despre sănătatea voastră pe larg. Adică fiecare planetă este asociată unui organ sau unei părți din corp și conjuncțiile au legătură cu posibilele boli, dar și cu vindecările acestora. Ar fi ideal să vă faceți o astfel de astrogramă la început de an. Acum pentru luna ianuarie. Pentru cei care își sărbează ziua de naștere pe sfârșit de ianuarie, eu vă spun de pe acum un la mulți ani mare, plin de fericire și sănătate. Saturn și Jupiter vor face aspecte frumoase în această primă parte de an și asta vă va ancora mai multă realitate. Veți stabili țeluri mai mari și mai ușor și veți fi mai responsabili decât până acum. Până pe 6 ianuarie veți face ceva călătorii scurte, din pricina cărora partea ta amoroasă va fi stimulată. Între 7 și 31 ianuarie veți avea nevoie de mai multă diplomație pentru a rezolva problemele domestice și după data de 20, când soarele este conjunct cu Mercur, vei avea o mare înălțare spirituală și aura ta energetică se va îmbunătăți simțitor. În această lună vei simți atracții secrete în dragoste. Dar te sfătui să fii prevăzător și să vezi dacă este vorba despre iubire sau doar despre dorință. Pentru cei singuri este mai simplu decât oricând, pentru că la voi se dă liber la găsirea unui partener potrivit. Veți fi emoționați și nerăbdători. Acum pe zile importante pentru voi. Pe 6 ianuarie avem Marte, care intră în mers direct pe casa ta 4 și acolo se întâlnește cu Uranus. După ce el a stat mult timp pe energie de berbec, acum se mută pe energie de taur și este mult mai bine. Și pentru tine cam acesta este miezul horoscopului. Așa că toată atenția ta se va muta pe ceea ce reprezintă casa 4, adică ce are legătură cu tradiția, cu stabilitatea, căminul, familia, părinții, locul în care aveți nevoie de confort și de siguranță în viața de zi cu zi. Descrie relațiile cu familia voastră, cu mama mai ales, casa, țara și mediul din care proveniți și emoțiile. Așa că pentru unii dintre voi este posibil să renovați, să aduceți ceva în frumusețări casei. Veți avea chef de călătorit sau să vă mutați cu casa, cu totul. Mai concret, vă veți canaliza energia pentru a vă face mediul în care trăiți mai bun și mai plăcut. Uranus vă împinge să faceți lucruri neobișnuite în legătură cu asta. Ceva ce nu ați mai făcut până acum. Introducerea a ceva nou și diferit este cuvântul principal. În același timp, puteți pune ceva efort și energie într-o situație legată de membrii de familie. Să eliminați certurile sau să rezolvați ceva ce trebuia rezolvat de mai multă vreme. Veți acorda atenție și cuiva bolnav din familie. Și mai este un aspect de menționat în jurul datei de 20. Marte și Uranus vor fi conjuncte cu Luna Neagră și asta aduce o energie de eliberare. Mai concret, dacă aveți în familie, în viața voastră, situații cu care v-ați cam săturat, cu părinții sau cu locul unde locuiți, ceva neclar, ei, voi veți lua taurul de coarne, cum se spune, și veți schimba ceva sau veți bate cu pumnul în masă ca acel ceva să fie schimbat. Pe 8, îl avem pe Mercur în prima ta casă și Venus intră în casa ta 12. Iar pe 13 ianuarie avem luna nouă care se întâmplă tot pe casa voastră 12. Așa că o energie de rebeliune va pune stăpânire pe tine, deoarece energia lui Marte pe Taur se potrivește foarte bine cu Venus în energie de Capricorn,
care se întâmplă pe casa 12, casa subconștientului și a energiei de compasiune. După cum vedeți, se întâmplă foarte multe aspecte astrologice între casa voastră 1 și casa 12, cam în același timp. Casa 12 are treabă cu a lăsa să plece ceva sau cineva. A te elibera de niște poveri sufletești înseamnă să accepți lucrurile pe care nu le poți schimba, să ierți pe tine, pe alții și, în mod special, să scapi de lucrurile sau sentimentele care nu-ți folosesc nicicum. Tu trebuie să-ți asculți acum intuiția și mesajele pe care le primești de la divinitate, pentru că voi, ca și zodie, sunteți cunoscuți a avea aceste comunicări spirituale prin vise și prin semne. În această perioadă, voi veți primi nenumărate astfel de mesaje. Trebuie doar să țineți urechile deschise și să acționați conform informațiilor primite. Cu siguranță că vei avea chef să citești sau să te informezi despre metafizică, astrologie, vieți trecute, vindecare și tot ce ține de această arie. Este o energie minunată pe partea spirituală pe care nu multe zodii o au. Ce mai este important acum? Păi trebuie să mergeți undeva în natură și dacă nu puteți, măcar cumpărați-vă o plantă care să vă dea din energia ei. Venus în casa 12 vorbește despre un pic de singurătate benefică, adică să-ți iei ceva timp în care să stai tu cu tine și să savurezi aceste momente ca să-ți încarci bateriile. Apoi, pe 20 ianuarie, soarele intră pe semnul vostru, se apropie ziua de naștere a multora dintre voi. Asta înseamnă noi începuturi pentru majoritate. Mai ales că Jupiter, Saturn și Mercur sunt tot acolo, așa că apar noi șanse, noi posibilități, chiar vă vor copleși. Parcă vă veți simți depășiți de atâtea direcții care se deschid în fața voastră. Nu o să știți pe care să o apucați și să o alegeți. Veți vedea că va trebui să învățați ceva nou, să vă specializați în ceva ca să puteți să faceți față situației. Și pentru cei născuți în primul decan este momentul să vă fixați intențiile și țelurile de viitor. Trebuie să vă hotărâți ce contează cu adevărat pentru voi, dar și pentru comunitatea în care vă învârtiți. Pe 28 avem lună plină pe casa relațiilor, așa că pe acest domeniu vă veți axa. Fie că primiți șansa unei noi relații, fie veți dori ca relația existentă să se îmbunătățească și să treacă la un nivel mai înalt. Dar dacă în anul 2020 ați mai avut astfel de intenții, adică de a vă logodi sau a vă căsători și din diferite motive ați amânat, trebuie să vă gândiți de ce Universul v-a pus asemenea piedici. Poate că alegerea nu este cea mai potrivită pentru voi sau motivele voastre nu sunt cele care stau la baza unei căsătorii. Și pe 30 îl avem pe Mercur, care intră în retrogradare chiar pe semnul vostru și stă așa până pe 21 februarie. Așa că voi trebuie să faceți o schimbare, o resetare pe plan fizic, dar și pe partea voastră de viață, un fel de reinventare a voastră. Și mai trebuie să faceți ceva, și anume, rezerve și copii la informații și documente, să aveți grijă că se pot strica aparate electronice, computere și telefoane și voi puteți pierde ceva important. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului și să distribuiți materialul pe rețelele de socializare. Vă pup, vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.